Bun, găsit din nou împreună la întrebări complicate, răspunsuri adecvate. În Sfânta Scriptură există un verset care, în mod aparent, ar justifica un comportament abuziv. Apostolul Pavel afirmă: Mâniați-vă și nu păcătuiți! Oare ce să înțeleg prin acest îndemn din partea Apostolului Pavel? Pentru a găsi răspuns la întrebarea aceasta, stăm de vorbă. Cu pastorul Claudiu Manole, care slujește în Biserica Baptistă, cetatea din Alba Iulia. Ce îmi spune Apostolul Pavel prin afirmația: Mâniați-vă și nu păcătuiți! Am dreptul să mă mâniu? Mânia este ceea ce experimentăm atunci când dreptatea este împiedicată sau este afectată. Iar mânia implică atât recunoașterea că ceea ce este drept nu se întâmplă, dar și dorința sau pasiunea de a îndepărta nedreptatea, de a face ceva în direcția respectivă. În sine, mânia este un lucru bun. De aceea Pavel ne spune: mâniați-vă! De fapt, e chiar un păcat atunci când vezi o nedreptate să rămâi indiferent. Pavel spune: mâniați-vă, reacționați! Dar mai spune el și nu păcătuiți. Pentru că suntem păcătoși, ființe păcătoase, de multe ori confundăm Voia noastră cu dreptatea. Și când se întâmplă asta, mânia devine foarte greu de gestionat. Uh, mai întâi de, devenim irascibili. Și cred că, cu siguranță, toți am stat în preajma unor oameni irascibili. Te comporți cu ei cu foarte, foarte mare atenție. Apoi, devenim mult prea încinși. Devenim pria aprinși pentru lucruri care nu sunt neapărat foarte importante sau ne aprindem mai mult decât o ce are situația. De fapt, mânia, spunea cineva, nu este o emoție primară, ci este una secundară. Există altceva ce declanșează mânia noastră. De multe ori, mânia e declanșată de, de, de teamă, de o traumă, de faptul că cineva ne-a făcut ceva rău, și ca să gestionăm mânia corect, probabil um, aceste întrebări sunt foarte potrivite să ni le adresăm. Um, ce anume a stârnit mânia mea? De ce anume mi este teamă? Ce traumă a ieșit la suprafață și mi-alimentează cu mânia, mânia care se poate transforma mai apoi în ură și în dorința de a vătăma persoana care mi-a făcut răul apoi în al treilea rând problema e că rămânem mânioși pentru o mult prea lungă perioadă de timp de aceea Pavel spune mâniați-vă și nu păcătuiți să, să nu apună soarele peste mânia voastră. S-ar putea că mânia în viața unora să fie foarte greu de declanșat, dar și când este declanșată îi ia foarte mult timp să poată să fie domolită. Mânia lui Dumnezeu este în armonie perfectă cu dragostea lui. Dumnezeu reacționează când o nedreptate se face. Dar mânia lui Dumnezeu lucrează întotdeauna în armonie perfectă cu dragostea lui, pentru a produce binele și pentru a căuta dreptatea. Așadar, o astfel de mânie suntem chemați să manifestăm și noi. Reacționăm față de tot ceea ce este nedrept, dar o facem în armonie cu dragostea noastră. Așadar, suntem chemați să reacționăm la nedreptate, dar întotdeauna această reacție să nu fie una vătămătoare pentru celălalt, ci să fie în concordanță cu planul lui Dumnezeu și cu iubirea față de semeni.